Sunt câteva mesaje pe care m-aș lupta oricând să le fac auzite, pentru că cred că ne-ar ajuta să avem o viață mai frumoasă și să facem societatea mai bună. Unul din ele este legat de citit, o deprindere care e asociată în mintea unora doar cu școala și cu obligațiile din copilărie. Din punctul meu de vedere, cititul e mai mult. E un obicei cu efecte profunde asupra creierului și comportamentului, care are beneficii mari și care ar trebui deci exersat de oricine vrea să fie sănătos și fericit. Azi vreau să argumentez cu dovezi științifice că cititul produce efecte cognitive și neurofiziologice prin care poate contribui la fericire. Dar poate vă întrebați ce e fericirea. Psihologii au identificat două tipuri de fericire. Fericirea hedonică legată de cât de plăcută e viața și fericirea eudaimonică legată de creșterea personală și de sens în viață. Sunt sute de studii despre aceste forme de fericire și un lucru clar este că ambele se asociază cu viață mai lungă și risc de boli psihice mai mic. În ultimii ani și efectele cititului au început să fie studiate în psihologie și în neuroștiințele cognitive. S-au strâns dovezi că cititul are cel puțin trei efecte prin care ne ajută să fim fericiți. Aceste efecte sunt mai clare în cazul literaturii de ficțiune, cum sunt romanele și novelele, decât în cel al textelor în care e descrisă realitatea, cum sunt biografiile, cărțile de popularizare a științei și eseurile pe teme sociale. Prin urmare, în loc de citit, voi spune literatură în restul acestei prezentări. Dar care sunt efectele literaturii și ce legătură au cu fericirea? Poate ați auzit de Mihai Csikszentmihalyi, Mihai, un psiholog american de origine maghiară, care a încercat să înțeleagă de ce oamenii persistă în activități grele și aparent fără recompensă. Făcând interviuri cu șahiști, alpiniști, dansatori, chirurgi, scriitori, pictori, brutari, el a arătat că toți aveau ceva în comun. Toți descriau o stare pe care Csikszentmihalyi Mihai a numit-o flow sau, în traducere aproximativă, flux. Starea aceasta de flow e foarte plăcută, având multe în comun cu serenitatea și extazul. Ea apare în timp ce suntem total absorbiți de ceea ce facem, mai ales când acel lucru e solicitant, dar simțim că îl facem bine. În timpul acestei stări, uităm deseori de noi înșine și ni se deformează percepția timpului. Cixen Mihai a descoperit că activitatea în timpul căreia apare cel mai frecvent flow este cititul. El susține că literatura ne face să ne simțim bine atunci când ne lăsăm total absorbiți, imaginându-ne locurile descrise în text și încercând să înțelegem personajele. Și că cu experiența, cititul ar ajunge să ne inducă foarte frecvent starea de flow. Nu v-ați întrebat niciodată de ce cei care obicei să citească spun adeseori că dintre amintirile lor cele mai plăcute, multe sunt legate de literatură? Marcel Proust, de exemplu, Scria în eseul despre citit că zilele din copilărie pe care le-a petrecut citind au fost cele mai fericite, când orice altceva pălea în fața plăcerii de a citi și orice întrerupere din citit era supărătoare, și că dacă a mai luat în mână acele cărți ca adult, a făcut-o doar din nostalgie după fericirea de atunci. Deci, cititorii cu experiență știu ce înseamnă flow, chiar dacă nu-i spun neapărat așa. Un al doilea efect al literaturii e că ne induce emoții speciale, ca de exemplu fascinația și venerația. Aceste emoții apar atunci când credem că suntem martor la ceva grandios. Deși sunt relativ rare în viața de zi cu zi, ele apar frecvent în timpul cititului. În ultimii ani, cercetătorii s-au uitat la ce se întâmplă în creier în timpul cititului și ar putea justifica apariția acestor emoții speciale. Studiile s-au concentrat asupra unor texte literare în care sunt descrise evenimente supranaturale sau texte care sunt percepute ca extraordinar de frumoase. Ce arată rezultatele e că aceste texte modulează activitatea în regiunea ale creierului implicate în generarea emoțiilor. De exemplu, în comparație cu descrierea ale unor evenimente obișnuite, întâmplările magice descrise în Harry Potter induc uimire și produc creșterea ale activității în circuitele nervoase implicate în integrarea cunoștințelor noastre despre lume, în generarea emoțiilor și concentrarea atenției. Pasajele percepute ca foarte frumoase sunt asociate cu activitate crescută în așa numite regiuni de recompensă ale creierului implicate în semnalizarea plăcerii, precum și în regiuni asociate cu generarea emoțiilor. Ce e poate la fel de interesant e că cititorii cu experiență par să știe că cititul le rezervă emoții ieșite din comun. Într-un studiu recent, în care am întrebat câteva sute de oameni despre experiența lor de citit poezie, peste 65% au spus că motivul pentru care citesc creații din acest gen este că vor să simtă emoții speciale. În acest studiu le-am și măsurat emoțiile după 30 de minute de citit poezie și cele mai frecvente au fost emoțiile ca fascinația și venerație. Deci cei care obișnuiesc să citească știu că literatura le rezervă stări afective ieșite din comun, care potențează și condimentează fericirea. Al treilea efect al literaturii e poate cel mai surprinzător și cu implicațiile sociale cele mai largi. S-a descoperit că literatura ne îmbunătățește capacitatea de a înțelege ce gândesc și ce simt ceilalți. Această funcție se numește teoria minții și joacă un rol fundamental în comportamentul nostru social, fiind parte integrantă din empatie, capacitatea noastră de a rezona emoțional cu alți oameni. Ce arată studiile este că chiar și câteva minute de literatură ne vor face să căutăm și să înțelegem mai ușor intențiile celor din jur. Explicația e că cititul ne oferă posibilitatea să exersăm simularea mentală a intențiilor și emoțiilor celorlalți. S-a descoperit că mai ales pasajele în care sunt descrise personaje și situații sociale cresc activitatea în circuitele nervoase care au fost implicate în teoria minții. Deci, cum zice psihologul american Steven Pinker, literatura ne seduce să ne imaginăm ce gândesc și ce trăiesc oameni foarte diferiți de noi. Pentru fiecare dintre noi, Îmbunătățirea teoriei minții va însemna relații mai bune cu cei din jur, ceea ce se va repercuta mai departe asupra fericirii noastre. Dar Pinker merge mai departe cu analiza implicațiilor pe care cititul le are asupra comportamentului nostru social, sugerând că, prin efectele asupra teoriei minții și empatiei, literatura a contribuit la scăderea violenței sociale în ultimele două secole. Dacă vă interesează această ipoteză, o găsiți expusă pe larg în cartea de Better Angels of Our Nature. În final, aș vrea să rezum cele trei efecte ale literaturii despre care am vorbit astăzi. E o sursă de flow, ne induce emoții ca fascinația și venerația rare în viața de zi cu zi și ne îmbunătățește teoria minții, o abilitate importantă pentru relațiile bune cu cei din jur. Orice om cu aceste trei caracteristici va avea șanse mult mai mari de a fi fericit. Concluzia e simplă. Citiți literatură și veți putea fi mai fericiți.